Ați spus o chestie care așa am cam speriat la început, în de prima ce? parte a emisiunii. Ați spus să nu ne trezim în viitor un parlament cu tot felul de șor, plahotniuci și platoni. Există da. astfel de șanse să avem iarăși pe plahotniuc în parlament, pe platon în parlament? Păi, da, unde, de, da cine ne garantează cum se va întâmpla acest lucru? Dar cum ar putea ajunge? Vreau să vă spun că în, în, alegerile din 2019, eu am spus oamenilor, oameni buni, mm -hmm fiți alături de noi. Pentru că riscurile unei majorități între Dodon și Placotniuc sunt foarte și foarte mari. Ei, păi, au fost alți colegi de-ai mei care mergeau cu cheptul de cum se zice pe la Telenești, că gata, vom avea majoritate. Cine a răspuns după asta că am avut doar 26 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova? Ceea ce vreau să transmit eu oamenilor e că e nevoie de foarte multă responsabilitate, e nevoie să strângem rândurile tot cei care doresc uh -huh. binele acestei țări și având în vedere și studiile care se, se fac de la o zi la alta, de la o lună la alta, să nu admitem că vrând să facem foarte, foarte bine sau mai bine decât, decât suntem, în elanul ăsta pentru niște alegeri mai apropiate decât cele la, la termen, să nu lăsăm să intre în Parlament mai mulți da. oameni de-a lui Șor, mai mulți oameni de-a lui... Uh, uh, Placotniuc, mai mulți oameni de a lui și mai mulți oameni de al lui Dodon. Haideți să facem tot ce ne stăm puteri ca în viitorul Parlament să nu mai avem penali, să nu mai avem corupți, să avem oameni integri cum pentru este. Pentru asta Iba trebuie Gregoriu, să funcționeze Plângău, instituțiile Alexandru de Spursar, drept. Igor uh, Munteanu, Chilimuț, Părintele. Pentru ca să întâmple asta, trebuie să funcționeze instituțiile de drept bine, pentru că oamenii nu pot alege nume. Oamenii aleg un partid și dacă le place fața liderului, dar sub el sunt penali, o să-l aleagă pe lider, că nu neapărat ei fac screening-ul și înțeleg cine sunt ceilalți pe listă. Câteodată niște jurnaliști de investigație până în ultimul moment nu înțeleg cine era un Andronache care era pe listă și care nu ne nisperiat că este figură necunoscută. Mai târziu ne-am dat seama alții. cine este el.